Sebastian Ghicu, atacuri în rafal la adresa lui Covesi, ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în dosarele lui Adrian Sârbu, sublinierei Liviu Dragnea video. Sebastian Ghicu sublinierei continuă războiul total, de la distanță, cu sublinierea a Direcției Naționale Anticorupție, DNA, Laura Codruca Covesi. Acesta a vorbit despre sechestrele pe care le-a avut pe avere, dar a sublinierei comparat-o pe Covesi cu o proxroare comunist. Onea spunea ce a pus 10-a subliniere a sechestru. Mie mi-au pus sechestru nelimitat, singurul om din lume, sublinierei 20 de milioane cauciune. Sunt top 3 în lume. Covesi ne minte pe toți. Bate producția, cu Ana Covesi cu prejudiciile ei. Ei supraevaluează prejudiciile. Noi dacă vindeam tot ploie subliniere tiul, nu aveam bani de prejudicii. Ei se dau mari la bilanc cu aceste prejudicii. Dacă găsesc o factură fals, omit, sechestrează un milion. Minte cu respir Covesi. Folosim cuvinte serioase, a tunat Ghicu într-un nou episod al interviului video acordat lui Ion Cristoiu. I asta nu e tot. Ghicu a vorbit sublinierei despre dosarele lui Adrian Sârbu, sublinierei Liviu Dragnea. La Adrian Sârbu controalele sublinierei acțiunea au pornit târziu. Cei de la Antifraud deveniseră o instituție la concurent cu DNA. Invidia lui Covesi au dus la un dosar fals la subliniere ful Antifraud. Dragnea se trezea cu oficeri mai blanzi sau cu procurori sublinierei oficeri mai agresivi, a mai dezvăluit Ghicu.